Cartea Sfântă Biblia 2 Cronici 20 cu 21 și 22. 2 Cronici 20 cu 21. Apoi, în învoire cu poporul, anumi niște cântăreți care îmbrăcați cu podabe sfinte și mergând înaintea oștirii, știri, pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul că durarea lui ține în viac. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Israel și au fost bătuți. Amin. Vă puteți reocupa locurile. Nu știu dacă majoritatea dintre noi să aveți o curiozitate și anume, de ce de fiecare dată un dijor transmite un semnal, adică spune câteva cuvinte, mai precis de obicei niște numere, poi vine în față și așează pe acel stativ niște foi sau o condică. Probabil că majoritatea sunteți curioși ce scrie pe ea. Cum nu am studii muzicale de performanță, dar pot să vă spun că este un portativ. am căutat să văd ce conține un portativ, dar nu o să vă spun acum pentru că sunt alții mai în măsură. Și vreau să vă spun că fanfara cântă după portativ. Mi-am când mai venea mie câteodată să fac o floricică, frate Valer, se zice așa, cântați ce scrie. Dacă nu-i scris, să nu cântați. Și asta mi-a rămas în memorie. Pentru că dacă nu e scris, dacă nu e scris aici, nu avem voie. Vreau cumva să leg cântarea din Vechiul Testament de cea din Noul Testament. Și de aceea mesajul se intitulează Cântarea Duhovnicească de pe portativul lui Isus. Știați că Isus are un portativ? Știați că cine nu trăiește după portativul lui Isus, nu va cânta la final sub bagheta lui Isus? Cântarea duhovnicească de pe portativul lui Isus. În primul rând, cântarea aceasta primește melodia de sus. Primește melodia de sus. Orice portativ are niște note, are niște înălțimi ale sunetului, și pentru ca să poți să cânți trebuie să cunoști. Îmi amintesc când am început să scriu pentru prima dată note, dar și la școală făceam muzică, dar la repetiții, sau mai precis la teoria de la fanfară, am făcut cu adevărat muzică și am început să scriem cu mânuțele noastre. Eu eram prin clasa a 5. -a. Apropo în clasa 5-a, eu am fost așezat în fața unei provocări, și anume, dacă mă duc de două ori pe săptămână la Hambal, la Liceul Unirea, unde întâmplător acum ai colegiul de muzică, și ori mă duc la Hambal, ori mă duc la repetiții de fanfară. Ce credeți că am ales? Se vede, nu? Îmi amintesc că mergeam pe strada Gorunului și era domnul preot de la biserica din Parcul Farmec, care mi era și profesor de religie ortodoxă, pe vremea aceea nu exista religie pedicostală în școli, cel puțin în școala unde eram eu elev, și m-a văzut cu instrumentul și a zis, Caleb, mergi la instrucție? A fi dreptate. Fafara instrucție, vă știți. Fafara nu-i joacă. Există o teosebire între fanfară ca și formațiune Spirituală, muzicală și celelalte. Fanfara, instrucție. Fanfara este ceva care reprezintă aproape ceva de domeniu militar. De aceea există nu corul militar, ci corul, fanfara militară, știți? Da? De unde primești melodia? Care-i sursa melodiei tale? De unde vine melodia ta? Sunt oameni care se inspiră pentru melodiile lor din lume. Vai, vai, zic atâta. Ca să nu intru mai adânc. Portativul lui Isus are o melodie care vine din cer. Are o melodie care îl prezintă pe Domnul Isus Hristos. Mă bucur pentru că fanfara Bisericii Betania cântă cântările Domnului și suntem foarte bucuroși când vedem versurile pe display și când se conectează biserica împreună cu fanfara. De ce? Și melodia și mesajul trebuie să vină de sus. Trebuie să vină din prezența lui Dumnezeu. Ascultați ce se întâmplă, există o luptă acerbă. Există trei armate în spatele cărora stau trei națiuni, trei popoare. Și toți s-au înțeles și au pornit cu război împotriva lui Iosafat, împăratul lui Israel. E un moment crâncen, e un moment dureros, e un moment în care nu mai există timp de zâmbete, nu mai există timp de menajamente. Ce să facem? E momentul în care dacă nu biruim cele trei armate, a zis poporul evreu, vom fi învinși și murim cu toți. Marea majoritate care rămânem în viață ne transformăm în sclavi. Ce strategie de luptă ai, Doamne? Care e metoda prin care Tu vrei să aduci biruința acestui popor al Tău? Ți-a așezat numele legat de el. E poporul tău. Ce metodă adopți? Domnul zice. Numiți. Niște cântăreți. Păi, Doamne, ar fi frumos să avem armată cu noi. Dacă nu o să ajungem noi la, la trendul, la, la, la nivelul celor trei armate. Uitați-vă, Biblia zice, au venit fiul Moab, fiul Amon și niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Osafat. Au venit de dincolo de mare, din Siria și erau la granițe cu spațiul ebraic, sunt la Hațațon Tamar, adică în Gedi. Nu o să ajungem noi la nivelul lor, dar măcar câțiva, măcar o parte dintre noi să avem arme. Domnul zice nu. Biruința voastră depinde de modul în care cântă. Nu oricine. Cântăreții numiți, nu oricine poate cânta. De fiecare dată când cântați, dragii mei, frați și dragile mele surori din fanfară, asigurați-vă că primiți melodia de la Isus. Asigurați-vă că din perspectivă caracterială, viața voastră este curată, e compatibilă cu Scriptura. I-a numit îmbrăcați cu podoabe sfinte. De ce? Nu pot să meargă cum vor ei îmbrăcați, nu. Podoabele trebuie să fie sfinte, garderoba trebuie să fie sfântă, viața trebuie să fie sfântă. Și zice Biblia, au început să cânte în moment de criză. Ce cântare cântați? O cântare de jale? Nu utilizați cântarea de jale de pe mulții din Giliboa. Nu strigați o durere, e un faliment. Ce cântare, ce mesaj are cântarea voastră? Toșmanii mărșăluiesc tot mai mult și se apropie milimetric foarte agresan de voi să vă nimicească. Ascultați ce cântă ei, spune Biblia, mergând înaintea oștirii, lăudau pe Domnul. Și ziceau: Lăudați pe Domnul căci îndurarea Lui ține în viac. Cine credea asta, să zică amin? Ați ținut îndurarea Domnului pentru voi, pentru familia voastră? Mă la fiecare dintre voi, în urmă cu 20 de ani, toți eram niște copilași. Marea majoritate dintre noi, cu excepția fratelui Valer. În fiecare an, în cei 20 de ani, Dumnezeu și-a prelungit îndurarea. Am văzut protecția lui Dumnezeu peste fiecare dintre voi și familiile voastre au fost puse sub pecetea mâinii cicatrizate din calvar a Marelui nostru Rege Iisus Hristos. Aveți motive să-i mulțumiți lui Dumnezeu? Aveți motive să ziceți trăiască, Domnul, înălțată să fie stânca mântuirii voastre. De ce? Pentru că Domnul are o îndurare care ține în viață. Ce faci, David, când se întâmplă ceva periculos de grav? Că împăratul Saul este atât de agresiv încât e în stare și vrea să-ți izbească inima, să-ți perforeze inima și să-ți lipească spatele de părete, să te omoare efectiv. David zice am fost chemat, nu m-am introdus singur, am fost chemat de Domnul și de cei din poporul Domnului. Și sunt aici să cânt. Cântarea nu trebuie să fie derulată doar în momente bune. Cântarea trebuie să fie ridicată ca un steag al victoriei în cele mai dificile momente să stai de partea Domnului. Cum când David? David zice, păi înainte să ajung să pun degetele pe harpa cu 10 coarde, mă duc într-un moment privat și psalmul 26 cu 6 zice, îmi spăl mâinile în nevinovăție. Și așa înconjur altarul tău, Doamne. Când vin la închinare să cânt, am emoție. Aici e prezent Dumnezeu. Aici trebuie să se cânte cântările Domnului. Aici trebuie să fie anunțate și prezentate cântările duhovnicești. Când cântă fanfara, corul, corul băbătesc, corul de copii, trebuie să coboare Duhul lui Dumnezeu în sală. Au fost momente care la cântările lor am simțit prezența lui Dumnezeu și o simt și în această dimineață. Pentru că aici este Domnul, lăudat să fie numele Domnului. Cântările trebuie să fie de pe portativul lui Isus. Primite din cer. Și melodia și mesajul. În al doilea rând, cântarea duhovnicească de pe portativul lui Isus trebuie să fie o cântare care presupune să păstrezi măsura. N-am cum să uit. N-am cum să uit cum fratele Valer se uita pe sub bancă la picioarele noastre. N-am cum să uit. Și avea o poruncă care era foarte corectă. Bateți-vă măsura. De atunci am învățat că o cântare, ca să fie cântată bine, trebuie să respecte o măsură, ca un metronom. Păstrați cadența, zice acolo de cuvinte. Mă rog lui Dumnezeu pentru acest bărbat, pentru fratele Suciu Valer, Dumnezeu să-l binecuvânteze. Mă rog pentru întreaga casa dumnealui și am simțit ieri să spun asta public. De azi o să mă rog mai mult pentru tot efortul pe care l-a depus Dumnezeu pentru vanfară și din pricina numelui lui Iisus Hristos pe care l-a iubit și îl iubește, toată familia lui să fie scrisă pe numele Domnului. Și să nu încălduie Dumnezeu să plece dincolo până când nu-și vede toată familia mântuită în numele lui Iisus. Mă ruga asta pentru toți membrii din fanfară. Păstrați măsura. Zidurile ironului erau groase, lățime șase metri. Trei care mergeau în paralel deodată. În alte de 9 metri. Și în jurul lor s-au adunat niște oameni care sunt numiți din perspectivă figurată ca niște lăcuste. Așa sunt comparativ cu cananiții copiii lui Israel. Există vreo șansă? Porunca Domnului era înconjurați cetatea fără arme. Cum, Doamne, fără arme? Hai să fim serioși. Cum se poate una ca asta? Ce poruncă asta, Doamne? Păi noi am înțeles din logica noastră militară că avem nevoie de arme. Ascultați ce zice cuvântul Domnului. Iosua 6 cu 2, Domnul a zis lui Iosua, iată dau în mâinile tale Ierihonului și pe împăratul lui, pe viteșii lui Ostaș, înconjurați cetatea voi, toți bărbații de război, dând ocol cetății odată, așa să faceți șase zile, șapte preoți să poartă înaintea chivotului, șapte trâmbițe de corn de berbece, în ziua a șaptea să înconjurați cetatea de șapte ori și preoții să sune din trâmbițe, când vor suna lung din cornul de berbece și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoate strigăte mare. Atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare, drept înainte. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Dumnezeu! Numai înainte și numai drept! Ajută-ne, Doamne! Cum se poate una ca asta? Noi, bărbații lui Israel, am primit porunca să înconjurăm cetatea. În fruntea noastră nu trebuie să fie oamenii cu armele cele mai performante din dotarea poporului evreu. În fruntea noastră trebuie să fie șapte preoți. Doamne, nu prea pricepem. De ce preoți? De ce trebuie să aibă cu ei un corn de berbece? O trâmbiță. Cum se spunea deja, Biblia e îmbibată cu cântare. De 477 de ori apare termenul de cântare în Biblie și de 138 de ori termenul de trâmbiță. Nu uitați că vine o zi în care va suna o trâmbiță. Vine o zi în care Domnul Iisus Hristos se va reîntoarce. Însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu va suna din ger. Toți cei ce au murit în Hristos vor sfida betonul, pământ, bolovani, lemn, sicriu, indiferent cât de bine au fost așezați în peșteri sau în spații, indiferent dacă au fost îngropați în groapa de gunoi a localității din cauza războiului. Vreau să vă spun ceva, cineva se va reîntoarce pentru noi, numele Lui este Iisus Hristos. Marele nostru dirijor se va întoarce pentru noi într-o zi și toți cei ce au murit în Hristos vor învia, vor fi reconfigurați, vor primi trupuri de slavă împreună cu noi care vom fi în viață, dacă vom fi în viață și care vom fi în viață. Vom fi și noi transformați și vom zbura înspre cer ca să învinăm pe Domn, dar înainte să se întâmple asta, se va auzi un sunet sunetul trâmbiței lui Dumnezeu Trâmbița are un rol extraordinar de important în Biblie. Este și asemănat cu prorocia, cu mesajul profetic în care Sfântul Apostol Pavel zice dacă sunetul trâmbiței nu este unul clar, cum vor ști oamenii să se încoloneze pentru război? O, oh, Doamne, trimite trâmbițe la Biserica Betania. Nu doar cele șapte care le avem aici în design, să fie trâmbițele Duhului prezent între noi, să fie prezența lui Dumnezeu într-un mod supranatural. De fiecare dată când cântă fanfara, amintește-ți, vine o zi în care va suna trâmbița. Vine o zi în care după cadența lui Dumnezeu Vom fi încolonați să mergem înspre cer, ca niște porumbei, înspre porumbarul nostru, ca un stol de porumbei. Vom zbura înspre cer. Mai vrei ziua aia să vină? Zi din toată inima, lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. E dimineața în care trebuie să se trezească unii care au dormit spiritual și să înțelească păstrează măsura, respecte echilibru, rămâi de partea Domnului. N-aveți voie să faceți cum vreți voi. Nu, de șase ori în fiecare zi. Înconjurați cetatea odată A șaptea zi Înconjurați-o Din nou Și nu uitați La semnalul corect Tot poporul Când veți auzi Sunetul trâmbiței Tot poporul să scoate strigăte mari Dar nu prea e bine, mă, de ce să strigăm? Că noi suntem un pic bine manierați Suntem open-minded și nu putem striga Mare atenție să nu cumva emanciparea să ne schimbe gândirea biblică. Când zice Domnul să strigăm, să strigăm și să strigăm de bucurie pentru împăratul nostru, trăiască numele Lui. Sunetul fanfarei este ca un strigăt, este extrem de impunător. De ce? E o cântare duhovnicească de pe portativul lui Isus, care presupune să păstrăm măsura și trei cu care închei, predați-vă lui. I-au aruncat în celula de maximă siguranță pentru că au predicat prea bine. Le-au zis, sunteți ca niște cârpe pentru noi. Dispăreți din fața noastră să nu vă vedem. Eu bătut bine 39 de lovituri, ca să nu fie 40, să nu încalce cumva legea ebraică. Eu bătut de mai multe ori. Le-au smuls hainele după ei, și o zis, dispăreți, să nu vă vedem în fața ochilor, nu vrem să vă mai vedem. Ca niște cârpe legați la mâini, cu picioarele în lemne, în butuci. Nu știu de ei săraci, că dacă nu le închide gurile, Dumnezeu face minuni prin gurile lor. Să facă Domnul minuni și prin noi. Să lucreze Domnul cu putere. Ce faceți Pavel și Sila? E, e, e momentul în care nu mai aveți partituri, nu mai aveți caiete de cântări, nu mai aveți Biblie cu voi, totul vi s-a confiscat, sunteți în celulă. Nu mai aveți decât relația voastră personală cu Dumnezeu. Nu mai aveți decât cântările pe care le-ați învățat pe Teros. Nu mai aveți decât inima voastră și n-a plecat de lângă voi. Pe la miezul nostru spune Biblia, Pavel și Sila. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. 17-16 cu 25, se rugau. Când nu mai ai nicio șansă. Când nu mai există soluții. Când problemele tale medicale, sociale, familiale, eclesiale sunt de așa manieră încât nu mai poți să faci nimic. Nu uita, indiferent cât de obstrucționată simți înaintarea ta fizică sau spirituală, ai timp să te rogi. Rugați-vă pentru fanfară. Să ne rugăm pentru fanfară. Să ne rugăm când se ridică fanfara să cânte, chiar dacă stau în poziție, așezați, pentru că trebuie să țină instrumentele, ei sunt în picioare prin credință și în numele Domnului Cântare are putere de eliberare, are putere de transformare, rugăciunea și cântarea de laudă face minuni în numele Lui Iisus. Cine crede ca mine să fac un semn în această dimineață, să zică da, eu cred că Dumnezeu prin cântare face minuni, cântau cântări de laudă și Biblia zice, toți erau blocați, toți erau prinși, nicio soluție nu exista. După gratii și printre gratiile groase intră semnalul, iar cei închiși îi ascultau. Pe la miezul nopții Domnul zice, trebuie să mă așez și să mă conformez în ideea în care trebuie să fiu acolo. Copiii mei cântă, trebuie să reacționez corect. Și zice, Biblia a produs Dumnezeu un cutremur de pământ. Și, -și ce-mi doresc? Fafara Bisericii Betania. Când cântați voi, să se cutremure sala. Când cântați voi, oamenii care nu-L cunosc pe Hristos, să-și pună întrebări despre existența Lui Dumnezeu. Când cântați voi, să intre un fior al Duhului Sfânt în fiecare dintre noi care vă ascultăm și în fiecare dintre voi care cântați, să coboare Duhului Dumnezeu. Există blocaje legate de care nimeni nu mai poate să facă nimic. Cântați! În momentele cele mai dificile din viață, cântă o cântare cântă Domnului. În timp ce au cântat cei din 2 Cronici 20, Domnul a pus o pândă. Și au început armatele cele trei super securizate cu regizie clară, cu strategie de luptă bine pusă la punct să se bată între ei. Și au fost omorâți toți, niciunul n-a scăpat. Să fie învinși toți dușmanii spirituali, să cadă în leși în toate durile rele în numele lui Isus. Dar pentru asta e nevoie de predare în mâinile Maestrului nostru Isus. Indiferent cât o să pierdeți, indiferent cât de frig o să vă fie uneori, indiferent cât de greu vă va fi în viață, lăsați-vă predați împreună cu noi toți în mâinile Marelui Maestru. Pentru că din toată inima vreau să ne fixăm o întâlnire în cer. Pe marea de sticlă vreau să vă văd alăuta pe care vă va da Domnul, pe care mi-o va da Domnul, pe care ne-o va da Domnul. Să cântăm cântarea mielului și să zicem, Vrednic este mielul care a fost înjunghiat. Să primească lauda, slava, gloria, cinstea și onoarea. Acum și în vecii vecilor. Amin.